Parlamentarul PNL Dan Vâlceanu acuză PSD de manipulare. Liderul liberal spune că PSD-iștii și-au bazat campania pe fake news-uri. Suntem la finalul unei campanii care a fost marcată, din punctul meu de vedere, de foarte multă minciună. Dezinformare, manipulare, fake news. Suntem la sfârșitul unei campanii în care românii au fost bombardați pur și simplu din partea PSD de sau cu tot felul de minciuni, de născociri, cum că pensiile vor fi tăiate, salariile vor fi tăiate, spitalele vor fi închise și, pe de altă parte, trebuie să recunoaștem că n-a fost o campanie cu mult diferită de campania de acum 5 ani. Dacă vă aduceți aminte, și atunci exact același lucru se întâmplau, cel puțin în legătură cu pensiile. Poștașii mergeau și împărțeau pliante, Iohannis vă taie pensiile. Bineînțeles că nu s-a tăiat nicio pensie în România și Iohannis n-a tăiat nicio pensie. Vâlceanu afirmă că planul de manipulare a fost adaptat pentru fiecare județ și în Gorj, fiind distribuite informații false. Suntem la finalul unei campanii în care gorjenii, dacă vă aduceți aminte, au fost mințiți chiar de la începutul campaniei că președintele Klaus Iohannis nu va promulga legea privind reducerea vârstei de pensionare la mineri. Și a promulgat-o. S-a dovedit clar tot în această campanie că cei de la PSD au mințit și atunci. Suntem la finalul unei campanii în care acest guvern, guvernul instalat, guvernul Orban, a rezolvat probleme care trenau de ani de zile. Și aici mă refer la subscrierea capitalului pentru uzina mecanică SADU și știți foarte bine cât au mințit. Cred că de la campania de europarlamentare spuneau că banii sunt în cont. După aceea, pe toată perioada anului ne anunțau că banii sunt în cont la uzina mecanică SADU și de fapt nu aveam niciun leu acolo. În ultima conferință de presă vinerea trecută vă informam că am stat de vorbă cu ministrul economiei, cu ministrul de finanțe și în următoarele zile, suma pentru uzina mecanică SADU va fi virată. Acest lucru s-a întâmplat. Candidatul PNL Klaus Iohannis a câștigat primul tur al alegerilor prezidențiale cu 15% față de Viorica Dăncilă, candidatul PSD.